Luna noiembrie a fost o lună foarte aglomerată pentru noi. Ea ne-a adus multe surprize plăcute, dar și neplăcute. Iar cum jocul pe care îl avem azi pe masa de autopsie se numește This War of Mine, poate acest indie să ne ia banii de pâine, asta rămâne de văzut în minutele următoare. Precum un război adevărat, și This War of Mine te pune față în față cu emoții complexe și decizii complicate. În materie de poveste, jocul stă cam așa. Dar mai întâi, pentru a înțelege cât de cât povestea, trebuie să prezentăm o scurtă lecție de istorie. Războiul din Bosnia și Herțegovina a izbucnit la un an de la începutul războiului, care avea să rupă Iugoslavia în Slovenia, Croația, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru. Pentru a intra mai adânc în scurta noastră lecție de istorie despre războiul Balcanii din anii 90, în 91 a început războiul mare, în 92 a început războiul în Bosnia-Herțegovina, iar în același an a început și asediul asupra capitalei Bosniei și Sarajevo. Asediul a durat 3 ani și 10 luni, fiind cel mai îndelungat asediu asupra unei capitale în istoria războaielor moderne. Iar acum că am explicat în mare războiul, se termină și lecția noastră de istorie. Jocul te pune să supraviețuiești într-un Sarajevo distrus de război, un grup de 3 oameni care stă într-o clădire pe jumătate distrusă, încercând să supraviețuiască asediului. Pentru poveste, îi dăm un 8,5 și trecem la gameplay. Things you see in war stay with you forever. Gameplay-ul jocului este unul destul de simplist. Poate părea complex la început deoarece nu există niciun tutorial, dar tot ce trebuie să știi prins din mers pe măsură ce avansezi în zile. Pentru a nu bulversa pe nimeni, nu-ți trebuie zile întregi să înveți mecanicile de joc. Timpul este măsurat aici în zile, o zi ținând undeva între 2 și 8 minute. Pe timpul zilei îți vei îngriji caracterele și îți vei gospodări adăpostul, iar pe timpul nopții te vei duce în căutare de mâncare, materiale, medicamente și muniție. Controlul caracterelor se face cu ajutorul mouse-ului. Clic undeva pe hartă pentru a merge acolo, dublu clic pentru a alerga spre aceeași direcție și clic pe iconița de deasupra unui item pentru a-l utiliza. Jocul îți dă la început un workbench, la care poți crea sobe, paturi, aragazuri și multe alte bucăți de mobilier vitale pentru supraviețuire. După extindere și crearea unei menghine, poți să craftezi unele precum lopeți pentru a curăța pietrișul, topoare, fierăstraie și rângi, desigur, toate putând fi utilizate pe post de armă. Ele au o durată de utilizare sau, mai frumos spus, un health bar. Posibilitățile de crafting se ramifică în multe direcții, putând crea un aparat care transformă apa de ploaie în apă potabilă sau o mini grădină și multe altele. La venirea nopții, jocul te pune să alegi cine merge în căutare de resurse, cine doarme și cine stă de pază. După aceea vei alege locul în care vei căuta resursele de pe o hartă, care îți va spune ce poți găsi acolo și cât de periculos este, iar după vei pleca pe teren. Acolo poți da peste oameni buni, bandiți și șobolani. Vei fi pus în fața unor decizii de viață și de moarte care vor avea repercursiuni asupra caracterului. Spre exemplu, dacă omor pe cineva, caracterul care a înfăptuit crima va fi trist și va avea gânduri negre, ajungând chiar și la sinucidere. Poți să-i faci tristețea să dispară cu o sticlă de whisky. Caracterele au fiecare personalitatea, povestea și starea lor de spirit. Fiecare va avea o perspectivă diferită asupra lucrurilor, ele putând fi citite în bio-ul lor. Pe lângă sănătatea mentală a caracterelor, cea fizică contează și ea. Oboseala, foamea și rănile îi pot omorâ. Unii dintre ei au și câte un viciu. Spre exemplu, fumatul sau băutul, care din câte am văzut eu nu influențează niciun fel gameplay-ul. Iar la polul opus sunt talentele care sunt scrise sub numele caracterelor. În timpul nopții, de multe ori poți fi atacat de către alți oameni. Iar când te întorci de dimineață de la adunat resurse, jocul îți va prezenta ce s-a întâmplat peste noapte, când timp ai lipsit și ce ai pierdut. Titlul poate fi jucat de mai multe ori, oferind multe ore de gameplay. Fiecare încercare nouă va începe într-un anotimp ales întâmplător. Deci poți începe în plină iarnă și poți muri de frig fără o sobă și niște lemne de ars, sau poți nimeri în plină primăvară și să supraviețuiești mult și bine până la venirea iernii. Sistemul de combat este incredibil de simplist. Click pentru a ataca cu armă melee și același click pentru a trage cu un pistol sau un AK. Jocul încurajează genul stealth, dându-ți locuri întunecate în care să te ascunzi și în care să îți aștepți inamicii pentru a-i păli în moalele capului cu patul puștii, tocul armei sau mânerul toporului.
Dacă la început ai doar 3 oameni pe care îi poți controla, pe măsură ce avansezi, jocul îți va mai aduce la ușă diferiți oameni care vin fie să-ți ceară ajutorul, fie să stea la voi. Pe lângă asta, mai trece câte un negustor care îți propune mereu să faci schimb de resurse, trocul fiind folosit în defavoarea banilor. Un nou pentru gameplay și trecem la grafică și sunet. A kiedy przyjdzie także po mnie? I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive. Grafic vorbind, jocul nu este prea impresionant, dar viziunea artistică pe care developerii au avut-o când au creat jocul miroase, dacă nu a original, cel puțin a diferit. Viziunea de Big Brother, care te face pe tine omniprezent și parțial omniscient, combinată cu viziunea deschisă pe care o are jocul, face din This War of Mine un joc frumos. Nuanțele plumburii sunt sigur că i-ar speria pe unii jucători, dar publicul țintă nu se va da înapoi doar de la vederea câtorva nuanțe de gri. Jocul arată ca ceva ce ar face Bacovia dacă ar fi fost programator în secolul 21 și personal, mie îmi place la nebunie. Sunetul este bunicel, fiecare unealtă are sunetul specific. Pașii sunt destul de realiști când mergi și tropăitul alert al sprintului nu mă face să strâng din nas. Jocul pune accentul pe atmosferă și emoții și asta îl ridică mult din masa indie-urilor care au năvălit peste noi în ultimii ani. Pentru grafică și sunet, un 8,5 și mergem cu pași mari spre concluzie. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. Of Mine este un joc ce trebuie încercat, care îți va schimba ideea despre război și despre cum afectează el oamenii, mai complex decât orice pac-pac din Call of Duty. Jocul nu te pune să apeși pe E pentru emoții, ci te face să le trăiești și poate să îți aducă un gol în stomac și un nod în gât în unele momente. Jocul pleacă de la noi cu o notă de 9 și cu un must try, pentru iubitorii poveștilor mature despre război și psihologie.